Salut, salut, YouTube, n-am mai făcut de mult un episod cu Monkey, cum bate lumina asta. Zici că Monkey levitează într-o aură la Templu Shaolin. Vreau să vă arăt ce-mi venia acum de la Intersport, o comandă. Știți că m-am apucat de hiking și vreau să fac, cât mai am de trăit, vreau să fac toate traseele montane din jurul stațiunii Băile Herculane, toate turele. Și am acum câteva perechi de Adidas și sunt Adidas de alergat de trail. De la Brooks Glycerin am o pereche de Glycerin 13, 14, Glycerin, cum le zic ei. Dar nu sunt chiar super ok, adică ce am observat pe unde era un pic de gheață și pe unde era foarte alunecos terenul, mă cam duceam bine cu ei. Și de asta m-am gândit să-mi iau ceva gen, să-mi iau ceva serios mai pentru munte. Și am găsit pe aceștia. Ce mi-a plăcut cel mai mult e talpa la ei. Uitați ce crampoane serioase. Pantofii ăștia sunt călțări serioase de munte. Sunt și rezistenți la apă. Bine, asta e cu dus întors. Am văzut mai multe păreri. Părerile sunt împărțite. Dacă sunt rezistenți la apă, spun că nu poți să-i usuci bine seara și rămâi cu apa în ei. Se usucă foarte greu în călțările acestea. Deci, gen Gore-Tex și ăsta e alt brand. Aqua Max. Sunt tratate, sunt rezistente la apă. Dar pentru mine asta nu e o problemă. Că eu fiecare tură o să o fac, dimineața plec, seara sunt înapoi la mașină, mi-am luat alte perechi de încălțări și nu stau cu ei uz. Așa că asta nu mă deranjează deloc. N-am vrut să trec direct la bocanci. Era și m-am gândit o perioadă să fi trecut, să fi luat direct bocanci, pentru că e plin de vipere pe aici. Pe lângă Dunăre, Băile Herculane, Cazane, pe unde vreau, dar să fim serioși. Vedem încă destul de bine, nu o călcăm pe coadă, nu ajungem în situații extreme. Plus, deocamdată încă nu e. Viperele încă stau la hibernare, n-au ieșit încă. Deci putem să lovim toate țintele fără să trezim vreo viperă. Măi, părerea mea că arată destul de faine și schema asta de culori albastru cu portocaliu. Au și un pic de maro. Nu mai ne jucăm. Putem pune puterea la sol. Avem gripa acum, but. Deci cam asta e. Săptămâna asta sper să le fac și eu un test. Să apuc să ajung o zi. Să am liber și să dau o tură și atunci o să vă zic mai bine. Asta a fost așa, ca un fel de mic unboxing, așa pus pe fugă. Făcut pe fugă. Și uitați, e și căptușala, și căptușala. E super faină. Asta McKinley, prima dată e firma de casă de la Intersport. Nu știu dacă mai mă repet o dată. Am crezut prima dată că e o firmă britanică, ceva englezească. Și mă gândeam, Doamne, să vezi, cumpărai de la britanici. Uite, Doamne ferește, eu trebuie să-i boicotăm acum după Brexit, să nu cumpăr nimic din Anglia. După aia m-am liniștit, elvețiană firma, așa că fără niciun stres, puteți cumpăra. Sunt încălțări de la aliați. Nu de la trădătorii aia. Muppet Island. Monkey încă alive și în forță și o să vină mai multe filme. Cât de curând o să vedeți la trasee. Băi, da, cum cade lumina pe chelia lui Monkey. Zici că e Dalai Lama. Over and out. Bu!